Minecraft în viața reală, dar cu George Stroie. Am mâncat mâncare din Minecraft și mi-am recreat skin-ul din joc. Toate astea în viața reală. Știu că s-a mai făcut ideea asta de vlog, dar am zis să încerc și o varianta mea. Așa că dacă mai doriți videoclipuri de la mine și să postez mai des pe acest canal, dați un like, abonați-vă la acest canal, activați clopoțelul chiar dacă nu mai face nimeni asta. Măcar o faceți voi. Și mulțumesc în continuare membrilor care sunt alături de mine și se alătură acestui canal. Chiar mă ajută enorm această susținere. Acum înceapă vlogul. Ok, ideea e că prima dată vreau să-mi recreez skin-ul din joc. Bine, la skin-ul meu chiar nu sunt așa de multe detalii. Adică tricou alb deja am pe mine, dar după hanorac cu rea, pantaloni și Adidas trebuie să mergem să-i luăm. Ne-am luat un hanorac, nu e totul la fel, că am cum să fac skin-ul din Minecraft identic. Ne-am luat și pantaloni beige, o curea maro, mai trebuie Adidas și tricou alb deja am. Pantalonii, cureaua. Deci cum trebuie Adidas, să ne găsim da, în altă zi. A fashion house în militari. Suntem acum după Adidas. Care mă seamănă oare? Până la urmă, oameni buni, mi-am luat alți Adidas de la Puma. Adidas ca ăsta, gen Adidas ca modelul ăsta, nu găsești. Ca în joc, nu găsești, dar am eu cred că o pereche pe acasă de Adidas albaștri, adică nu cred că o să fie asta o problemă și numai pentru un vlog și cam atâta. Ok, acum că le avem, hai să le și probăm. Sincer, acum cum era să uit de Adidas? Vă zic sincer, asta cred că era singura mea pereche de Adidas albaștri. Hai că deja altceva, oameni buni. Luăm și hanoracul. Bă, chiar zici că seamănă cu caracterul din Minecraft, să mori, dar nu. Și cureaua maro. Bă, bune, ziceți voi de nu seamănă cu skin-ul meu. Frate, arăt la perfecția în curea. Am luat și returi separate pentru hanorac. Deci așa, outfit check, n-ai mai văzut de la mine. Și Adidas și tot ce vrei. Ok, acum chiar sunt cringe după atâta timp de când am mai făcut vlog. Ok, acum că ne-am îmbrăcat ca în Minecraft, trebuie să și mâncăm ca în Minecraft. Hai să vedem ce mâncare e în Minecraft în primul rând. Am intrat în joc pe creativ. Am dat aici la food and drinks și bă că doar astea le are. Bine, astea sunt poțiuni, nu cred că vreau să beau poțiune în viața reală. Ok, mere, golden apple. Ok, chiar sunt destul de multe feluri de mâncări. Ok, nu cred că o să mănânc fiecare mâncare. O să iau așa din fiecare cât pot. Ok, am pus în acest chest toate tipurile de mâncare pe care o să le mănânc în acest videoclip. Ideea e că prima dată trebuie să facem rost de toate mâncărurile acestea. Hai la magazin. La cită de dobleagă nu mai găsim. E greu. Tot de la Lidl. Am ajuns acasă într-un final de la cumpărături și cam ăsta este meniul nostru de astăzi în acest videoclip. Cred că ați înțeles și voi ideea care este. Ok, avem aici mărul din Minecraft, frumos așa, roșu, cum îl vedeți voi. Hai să vedem cât hunger ne dă, câte copănările acolo și câtă viață ne dă. E ok, acceptabil, dar nu destul. În viața reală cam așa ar arăta acel măr. Nu știu, pe ăsta l-am găsit, nu am găsit altul, mai roșu de atât. Hai să mâncăm. Bă, bun. Bă, merele, cred că sunt fructele mele preferate. Bă, merele chiar sunt bune. Sănătoase, de ce trebuie? Următoarea mâncare din Minecraft este un golden apple, care chiar ar trebui să fie bun. Wow, vlogul ăsta s-a transformat în mâncare, mănânc mâncare 24 de ore aici, nebun, din Minecraft. Hai să vedem cât de bun e golden apple-ul în Minecraft. Cred că prea bun. Cred că e destul de bun. Hunger aproape complet. Inimioare în plus. Adică eu zic că e ce trebuie. În schimb, mărul din viața reală nu e chiar așa. Odată este galben, dar hai să vedem dacă ne dă ceva în plus. Da, nu simt nimic. Niște fructe în puii mei, la ce mă așteptam, sincer? Sincer, cred că o să mă îngraj rău de tot după clipul ăsta. Mai gras decât sunt, sincer. Următoarea mâncare pe care o să o gustăm astăzi este un morcov. Da, un morcov simplu și frumos. Hai să-l gustăm. Da, aparent e bun, dar nu știu dacă pot să zic că mă ține atât de mult de foame. Acesta este morcovul în viața reală. Hai să mâncăm. Bă, bun. Nu știu cum era cu voi, dar eu când eram mic mâncam numai morcovi în continuu. Mă simțeam mai ceva ca iepuri. Cred că nu mai numai morcovi de acum. Următoarea mâncare din Minecraft pe care o mâncăm este un cartof. Ok, hai că ne-a dat și el destul. Bine, nu dau seama chiar atât de bine, adică e mai mult prăjit decât cop. Acum nu e neapărat să mănânc cu cartof prăjit, mănânc cu unul fiert. Hai să vedem cât de bun e. Oh my god. Dă niște apă, mâncate și m-am mânecat. Mânecasem pe bune, ești nebun. Următorul aliment pe care o să mâncăm este pâine, adică o franzelă. Hai să vedem cât de bune e Minecraft. Da.
Ne ține de foame, ne ține. La speedrun-uri și alea, când așa te duci direct în sat, bam, hey bale, bam, îți craftezi acolo pâine și ai băgat. Hai să vedem cât de bună e această pâine în viața reală. E pâine, e prea bună, adică n-ai cum, frate. Cu pâinea n-ai cum să dai greș, chiar n-ai cum. Mie, cred că realizați și voi că n-aveam cum să mănânc toate astea într-un singur clip. Am mâncat puțin din fiecare, mă, n-am realizat și voi asta. Ok, acum o să mâncăm niște pui, hai să vedem cât de bun este. Mamă, hunger complet, ești nebun. Și inimioare acolo. Da, pe Minecraft mâncarea gătită e cea mai bună, corect. Noi avem aici un coponel, tot puie până la urmă. Hai să vedem. Mame. Nu, și cu niște pâinică de asta. Ăsta e cel mai bun, cred că, clip al meu de pe canal ever. Nu fac nimic mai special decât doar să mănânc, sincer. Adică și mai tare de atât. Nu știu ce o să iasă din vlogul ăsta, dar e ok. Și acum ultima mâncare pe care o să mănânc în acest videoclip este un tort. Tort, prăjitură. Hai să vedem cât de bună e Minecraft. Delicioasă, aș putea spune. Ok, ca idee, eu am luat un tort de la Lidl care am încercat să semene cu ăla din Minecraft, dar nu am găsit unul să fie exact identic. Dar hai să vedem cât de bun e acesta, na. Hai că m-am și murdărit. Hai să luăm o gură. Băi, bun, mă, sincer. Băi, bun, băi, ca lumea, mame, bun. Ca lumea. L-am lăsat așa mai pentru final, știi, tort. Am zis că e desert, am zis că e mai special, așa, na. Da, și cam ăsta a fost vlogul cu Minecraft în viața reală. Știu că n-am făcut cine știe ce special. Poate a fost pentru unii chiar foarte boring acest vlog, dar eu chiar m-am distrat, sincer. Și chiar mi-am dorit să mai fac un vlog, că n-am mai postat de ceva timp. Și da, dacă mai doriți vloguri de la mine și videoclipuri în continuare de Minecraft și toate astea, dați un like la acest videoclip, subscribe ca să ajungem la suma de 25.000 de abonați și activați clopoțelul. Acum ce pot să mai zic? Chiar am avut o poftă în videoclipul ăsta. A durat ceva timp să-l fac, chiar dacă nu pare sau așa. M-am tot lungit cu el, am vrut să-l fac de ceva timp, dar cam ăsta a fost rezultatul. Vă mulțumesc de vizionare. Mamă, ce bine s-a mâncat clipul ăsta. Ideea asta e luată din străinătate, dar și în România. Mulți youtuberi au mai făcut genul ăsta de videoclip și în primul rând am putut și eu să mă inspir de unde vreau eu. Așa că nu-mi săriți în cap, ok? Data viitoare o să fac Minecraft în viața reală cu youtuberii și gen pe bune în viața reală. Far afară. Nu doar să mă îmbrac așa și să mănânc mâncare. Oricum pentru mine a fost fun. Și mă uitam de curiozitate la Clorna. Nu se compara absolut deloc. Acum am realizat. Eu sap cu pickaxe-ul, boys. După atâta muncă, am craftat și pickaxe-ul, am făcut și crafting table-ul. Bă, am realizat, boys. Nilou, hunger-ul, boys. Îmi crapă mațul. Și într-o pădure din asta așa densă, fără animale, fără pietri, fără... Boys, îți pietre o grămadă, ok? Cred că e plin de mere, numai trebuie să le găsim, asta e problema. Și pare unde se ascunde un măr. Ah! Un măr! Perfect, da, oare aici? Dacă dau acid, că boys...